Fugar Cătălin Cherecheș și-ar putea să-și spășească o parte din pedeapsă într-unul dintre cele mai moderne penitenciare din țară. Acesta este în construcții la marginea municipiului Baia Mare, urmând să fie ridicat până la începutul lunii noiembrie. 37 de milioane de lei au fost investiți pentru construcția lui, iar 85% din fonduri sunt externe și nerambursabile. Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional românesc și de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate. Unul dintre obiectivele principale este reprezentat de construirea unui nou pavilion de detenție, care va cuprinde 70 de camere, câte 6 locuri de deținere, respectiv 420 de locuri noi de cazare, la standarde europene toate, precum și construirea unui pavilion multifuncțional pentru probațiune.